Adeste fideles, leti triumfantes. Creștinilor astăzi, toți cu veselie, să mergem la Betleem. Celui ce scapă lumea din robie, să-i zicem toți Osana. Dragi credincioși, în fiecare an celebrăm cu bucurie nașterea Domnului, Crăciunul, cea mai frumoasă sărbătoare a religiei noastre creștine. Iisus Hristos, Fiul cel veșnic al Tatălui, coboară pe pământ, devenind om asemenea nouă, pentru a ne ajuta să înțelegem că ceea ce dă sens și aduce bucurie oricărei ființe umane este iubirea lui Dumnezeu revărsată din belșug asupra noastră. Într-adevăr, Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, a vieții, a comuniunii, a speranței. Este viața care se naște pentru a ne ajuta să renaștem și noi la o viață nouă, transformată de bucuria comuniunii și de mângâierea prezenței iubitoare a lui Dumnezeu. Noaptea de Crăciun este o noapte care se transformă în lumină pentru a ilumina viața noastră și a ne aminti adevărul de nezdruncinat al credinței noastre, ce anume, nu suntem singuri niciodată. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este Emanuel. Ce dar extraordinar! Ce promisiune de speranță! Dumnezeu vine la noi și dorește să se întrupeze în viețile noastre, în mediile în care trăim, mai ales acolo unde domină tristețea și suferința. Sfântul Leon cel Mare spunea credincioșilor din Roma în ziua de Crăciun, într-o perioadă în care orașul era devastat de război și de ciumă: Mântuitorul nostru, prea iubiților, s-a născut astăzi, să ne bucurăm. Nu este loc pentru tristețe atunci când se celebrează nașterea vieții. Nimeni nu este ținut departe de această bucurie. Îmi doresc din toată inima ca acest mesaj de bucurie și de speranță al Crăciunului să ajungă la toți credincioșii noștri și la toți cei de bună voință. Pentru aceasta trebuie să avem o inimă smerită, o inimă curată, însetată de mântuire, de comuniune, ca inima păstorilor, a magilor și mai ales ca inima neprihănită a Mariei, mama lui Iisus, născătoare de Dumnezeu. Iubiți frați și surori în Domnul, sărbătoarea nașterii Domnului să ne aducă tuturor bucurie în suflet, iar întâlnirea personală cu Iisus să ne umple inima de acea speranță capabilă să ne ajute să privim totul cu ochi noi, transformați de experiența iubirii lui Dumnezeu. O rugăciune și un gând special adresez acum celor care trăiesc situații delicate din cauza suferinței, a bolii, a singurătății sau a vârstei înaintate. Lumina pe care Iisus o iradiază din ieslea în care a fost așezat, sărac printre săraci, să vă aducă multă mângâiere și pace, precum și certitudinea că Domnul nu-i abandonează niciodată pe cei care își pun încrederea în El. Împreună cu episcopul nostru auxiliar Petru Sescu și cu episcopul emerit Petru Gherghel, vă asigurăm pe toți de prețuirea și de rugăciunile noastre.
Preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Hristos și a Bisericii, să mijlocească pentru noi darul bucuriei și al păcii. Crăciun binecuvântat tuturor!